Bună dimineața! Medicina face minuni, dar eficiența unui tratament depinde și de voința pacientului. După o intervenție chirurgicală de modificare a sistemului digestiv, volumul stomacului este redus cu până la 90%. Dar pentru ca scăderea ponderală să fie durabilă, pacienții trebuie să rămână fideli unui stil de viață bazat pe o alimentație corectă și exerciții fizice. Chirurgia bariatrică presupune modificarea sau micșorarea sistemului digestiv printr-o intervenție chirurgicală. Scopul este atât unul estetic, dar și unul metabolic, deoarece sunt reduse riscurile asociate unor patologii amenințătoare de viață, precum hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, infarctul miocardic și accidentele vasculare. Gândiți-vă că stomacul, privind ca o cămară de alimente, da? Dacă noi intervenim chirurgical și reducem acea cămară în care se depozitează alimente la 10% din cât era, adică dacă avem o cămară de 2 metri pătrați, intră o cantitate de alimente și într-o cămară de 0,2 metri pătrați, intră o altă cantitate. Cred că e cea mai bună explicație. Adică reducem rezervorul gastric cu 90%, rămâne un rezervor gastric, o cămară de alimente de circa 10%, adică aportul alimentar este mult redus în următoarele săptămâni și luni de zile și practic este o slăbire prin lipsa aportului alimentar. Intervențiile chirurgicale se realizează pe cale laparoscopică, astfel agresiunea asupra țesuturilor implicate este minimă. La investigarea bolnavului concură o întreagă gamă de specialități nechirurgicale, de la cardiolog, gastroenterolog, psiholog, psihiatru, mai ales și până la ecografie, tomografie, pentru a ne asigura că nu există alte afecțiuni, fiind o operație la cerere. Da? Operația se desfășoară laparoscopic în cele mai multe cazuri. Avantaj, obezul cu un abdomen mult mărit de volum, cu adipozitate în exces, nu are o incizie de 20 de centimetri ca să facem această operație, ci are 5 găuri, recuperarea foarte rapidă, în seara operație se ridică, se plimbă, nu are decât un singur tub de dren, fără alte sonde, fără alte inconveniente pentru pacient și se recuperează destul de repede după rezecția gastrică laparoscopică în circa 3-4 zile. Ulterior, operațiile de modificare a aparatului digestiv se pot face și intervenții estetice prin care sunt corectate defectele rămase. Pe urmă, pacienții pierd din greutate și rămân cu o serie de probleme, mai ales de piele, care trebuie retușate prin chirurgia plastică, post-chirurgie bariatrică. Și aici sunt o serie de intervenții chirurgicale, cum ar fi abdominoplastiile, reducția de sâni, liftingul de brațe, liftingul de coapse. De reținut este faptul că toate tipurile de intervenții chirurgicale bariatrice presupun modificarea radicală a comportamentului alimentar, iar nerespectarea noii conduite duce la suferință din partea pacienților.